Locuiesc din 1982 pe această stradă, deci de 32 de ani, și încă nu speram să ajung momentul în care să asist la introducerea canalizării. Și dacă stau să mă gândesc că canalizarea s-a făcut la începutul secolului 20, deci în mileniul al doilea, trebuie să aducem cu adevărat un elogiu primăriei Aradului, primarului Aradului, Consiliului Local. De ce? Pentru că, în fond, este vorba despre o activitate pe care noi o așteptam de atâta vreme. Este vorba, în fond, despre lucrări pe care arădenii, în general, le așteaptă. Este vorba despre inițiativa de a face proiecte pe fonduri structurale. Într-adevăr, beneficiarul este compania de apă Canal, dar eu zic că beneficiarii suntem noi, arădenii. Și vă spun, mă bucur enorm că facem această conferință de presă pe strada aceasta, pe strada noastră, pentru că noi toți de pe strada noastră vrem să aducem un mare mulțumesc pentru că, iată, după 100 de ani canalizarea s-a realizat. Și, în fond, care era marea noastră problemă? Toate casele de aici pe care le vedeți și care toate au o patină, fiind realizate la începutul secolului trecut, e bine, toate aveau apă în pivniță. Deci pe afară ele sunt superbe, toată lumea te invidiază, vai de mine ce frumoasă e casa, ce sulemenită este la exterior, dar de fapt ele erau pline cu apă, pivnițele erau de nepracticat, plus igrasia care se introducea, așa încât, iată, vă mulțumesc că ați participat și vreau să vă rog să vă bucurați împreună cu noi de pe această stradă și nu numai despre această stradă, cât despre toți cei care locuiesc în zonă, pentru că iată zona, să zic, zona zero a Aradului, în sfârșit a intrat în acest proiect, pentru care, vă repet, trebuie să aducem mulțumirile noastre.